Mai 8, vineri seara, mai 8, 2020, cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în această seară, din Osea, capitolul 6, versetul 6, cunoștință de Dumnezeu. Cunoștință de Dumnezeu. Este o zicală între noi care zice cam așa, este mai important pe cine cunoști decât ce cunoști. Și este foarte adevărată. Dumnezeu aduce aminte în Osea, prin prorocul Osea, poporului lui că el dorește cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Și în această seară, acest gând vreau să-l împărtășim. Cunoștință de Dumnezeu. În Osea 6 cu 6, cum spuneam, Domnul spune prin profetul Hosea, Osea, căci bunătate voiesc, nu jertfe și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. În acea vreme de prosperitate și pace de pe vremea lui Osea, când poporul se bucura de un timp cum n-au mai întâlnit și n-au mai avut decât de pe vremea lui Solomon, Domnul le aduce aminte de ceva, ceva ce le lipsea. Și spune în capitolul 4, dacă ne uităm puțin mai în urmă cu versetul 1, Osea capitolul 4, versetul 1, Domnul vorbește, nu este îndurare. Nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Apoi, dacă ne uităm în capitolul 2 și 20, promite Dumnezeu și spune, te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Cunoașterea lui Dumnezeu sau cunoștință de Dumnezeu. Frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să-L cunoaștem pe El. Cea mai mare nevoie a omenirii, dar și a bisericii în vremea aceasta, este cu adevărat să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dumnezeu dorește să-L cunoaștem. Motivul numărul unu pentru care noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu este pentru că Dumnezeu dorește cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Recitesc Osea 6 cu 6. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Iar dacă mergem în 2 Petru, capitolul 1, vom găsi acolo că Dumnezeu vorbește prin Apostolul Petru și ne aduce aminte, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, tot ne-a fost dat. Cum? Prin cunoașterea Lui. Și Dumnezeu dorește cunoștință de El mai mult decât arderi de tot. Este un mesaj pentru care, pe care trebuie să-l auzi, mai mult decât orice activitate în viața ta de credincios, mai mult decât orice ai face la biserică, mai mult decât predicile tale și ale mele, mai mult decât cântările noastre, mai mult decât ministrurile noastre, mai mult decât toate activitățile care le avem la biserică, pentru că am ajuns într-un timp în care mulți creștini cred cunoștința de Dumnezeu sau slujirea lui Dumnezeu sau viața de credință se rezumă la activitatea de duminică, la activitatea din biserică și avem atâtea activități, atât de diversificați și atât de bine puse la punct. Și spunem Domnului, toate, Doamne, uite, ți aducem jertfe, ardere de tot, toate le punem pe altar și după aia te vedem duminica viitoare. Ne aducem cu ele lista noastră de dorință, dar oare ce voiește El? Ce dorește Dumnezeu? Pentru că în Osea le spune Dumnezeu poporului lui Israel, voiesc mai mult cunoștință de Dumnezeu decât arderi de tot. Mai mult decât arderi de tot. Acum, în acest timp, încă închiși în casele noastre, până la o anumită măsură, din cauza coronavirusului care încă mai bântuie, toate activitățile din afara casei au sistat, toate activitățile de la biserică au încetat pe perioada de aceasta, ca aceasta. Suntem noi în cămăruță, Matei 6 cu 6, Domnul Iisus ne aduce aminte și ne spune, tu când te rogi, intră în cămăruță, încuie ușa după tine, roagă-te tatălui tău care vede în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Suntem noi oare în cămăruță? Dumnezeu dorește cunoștință de El
El nu acceptă arderi de tot. El nu vrea jertfe fără cunoștință. El nu vrea sărbătoarea unită cu nelegiuirea. El nu acceptă așa ceva. Chiar dacă noi avem impresia că îl impresionăm pe el și aducem toate acestea și el le vrea și el le primește, Dumnezeu nu vrea așa ceva. El ne spune și ne aduce aminte. Cunoștință de Dumnezeu voiesc mai mult decât arderi de tot. Și dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit totul în ce privește viața și evlavia prin cunoașterea lui. Prin cunoașterea lui. Atât de mult a vrut Dumnezeu să-l cunoaștem că l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Și ca să ne-l descopere pe el. Și în Ioan capitolul 1, versetul 18, Biblia ne aduce aminte și ne spune: nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Cunoștință de Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu pentru că este ceea ce Dumnezeu dorește și pretinde și așteaptă de la noi. Și noi slujim Lui, nu El nouă. De aceea trebuie să-L cunoaștem. Trebuie să ne închidem în casă, trebuie să încetăm activitățile care ne iau timpul, trebuie să închidem televizorul și social media și tot ceea ce ne fură timpul. Punem telefoanele jos, punem computerele jos, punem iPad-urile jos și deschidem Scriptura și pe genunchi îl chemăm pe el și spunem: Doamne, vrem să te cunoaștem pentru că aceasta este ceea ce tu dorești, cunoștință de Dumnezeu. Dumnezeu dorește cunoștință de Dumnezeu, deci trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu pentru că este ceea ce El dorește. În al doilea rând, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu pentru că este cea mai mare nevoie pe care o avem noi. Nevoia cea mai mare a oricărei ființe de pe pământ este viața veșnică. A oricărei ființe umane născute pe pământ, nevoia cea mai mare este viața veșnică. Iar Domnul Iisus Hristos în Ioan 17 cu 3, când se ruga Tatălui, ne aduce aminte și ne spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta e viața veșnică și în viața veșnică intrăm de acum, nu când murim. În viața veșnică intrăm când suntem născuți din nou. Iar viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, ca singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Frați și surori, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că este ceea ce Dumnezeu cere. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, pentru că este cea mai mare nevoie a noastră. Și Pavel ajunge acolo, și David ajunge acolo, în Psalmul 63, când el se roagă și spune: Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă, așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Așa îl privea David, cu o sete care îl consuma, îi însetează sufletul, îi întânjește trupul după Tine. Așa îl căuta David. Era cea mai mare nevoie care David o avea, să-L cunoască pe Dumnezeu și să stea în împărtășie cu El. Iar Apostolul Pavel în Filipeni capitolul 3, din nou, ne aduce aminte și ne spune că orice ar fi putut el câștiga pe pământ, a socotit ca o pierdere pentru prețul nespus de mare de a-L găsi pe Hristos și a-L avea pe El și a fi găsit în El. Versetul 10, și să-L cunosc pe El și învierea puterii Lui. Versetul 8, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Dacă L-ai văzut și L-ai cunoscut pe Iisus, L-ai cunoscut pe Tatăl, L-ai cunoscut pe Duhul Sfânt, Iisus Hristos a venit să-L facă cunoscut pe Tatăl și să ne împace și să ne reconcilieze cu Tatăl. Trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem la Scriptură, El s-a revelat aici, trebuie să studiem, trebuie să citim, trebuie să ne rugăm, să stăm în prezența Lui Dumnezeu, să-L cunoaștem pe El, pentru că El, Dumnezeu, dorește cunoștință de El mai mult decât arderi de tot, mai mult decât jertfe și pentru că este cea mai mare nevoie a unei ființe umane, viața veșnică. Tată Ceresc, mă rog în această seară, te rog,
Lasă Tu, Doamne, această sete și foame noi, încât să Te cunoaștem tot mai mult, tot mai mult din Tine, tot mai mult, să creștem în cunoștință, să creștem în dumnezeiasca Ta putere, care ne-a dăruit totul în ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Ta. Vrem să Te cunoaștem, vrem să gustăm din Tine, vrem să stăm în prezența Ta, vrem să creștem în Tine, vrem să ne lepădăm de noi înșine, vrem să ne luăm crucea în fiecare zi și să Te urmăm, să Te cunoaștem pe Tine și puterea învierii Tale. Vrem să avem, Doamne, din belșug viața care Tu ai venit să avem, pentru că Tu ai venit să avem viața și să avem din belșug, și viața veșnică este aceasta, să Te cunoaștem pe Tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Mă rog pentru biserica Ta, mă rog pentru familiile noastre. Adună în noi această sete și foame de a Te cunoaște pe Tine, de a umbla cu Tine, de a-ți semăna tot mai mult Ție și a fi, Doamne, gata pentru ziua venirii Tale. În numele Lui Iisus, Tată, Te rog aceste lucruri și îți mulțumesc în umilință și în smerenie. Amin.